Ai luat un borcan de mâncare din dulap și ai auzit că a expirat. Întreb prin casă, auzi 10 voci, n-are nimic, nu-i nicio problemă că a trecut data de expirare de la iaurt. E și mai bun acum, că până la urmă e lapte stricat. N-are nimic dacă a expirat untul, dacă n-are mucegai, ok, sau ce? Dă-și tu colțul ăla la o parte cu mucegai și n-are nimic. Notă secundară, dacă e un pic de mucegai, e mucegai peste tot, doar că încă nu s-a dezvoltat, nu-l mânca. Acum există și lucruri dubioase care pot să expire. Cum poți să pui termen de expirare pe o cutie de sare? Deci un pic, sarea este un minereu care s-a format, conform anului de știință, acum 65 de milioane de ani. Cum poate să expire la anul? Au fost 65 de milioane 783.581 și la anul se face 582 și gata? Sau apa? Apa e dintotdeauna. Ești familiarizat cu data de expirare de pe produse? Sper că verifici data înainte de a cumpăra un produs de la magazin pentru a te asigura că e în termen, e bun, mai ales dacă produsul este la reducere, pentru că e un pic suspect produsul la reducere. Dar nu peste tot, în unele ocazii e bine să fie în termen, în altele termenul chiar nu contează. Data de expirare este o dată specifică imprimată pe alimentele perisabile și alte produse, cum ar fi medicamentele. Data indică momentul în care se așteaptă ca produsul să expire sau să se deterioreze. După ce se trece de această dată, este considerat în general nesigur consumul din cauza potențialului de alterare sau de creștere a bacteriilor, lucruri care sunt riscante pentru sănătate. Data de expirare este stabilită de producătorul produsului și se bazează pe mai mulți factori, cum ar fi testarea produsului și reglementările internaționale sau naționale privind siguranța alimentară. Dacă aceste date au scopul de a ajuta consumatorii să ia decizii informate cu privire la prospețimea și siguranța produselor pe care le achiziționează, atunci despre ce mai e acest episod? Despre teste. De exemplu, pentru alimentele perisabile se efectuează o analiză microbiologică pentru a înțelege cât de repede pot crește bacteriile dăunătoare, drojdiile și mucegaiurile în produs. De asemenea, se analizează și compoziția chimică pentru a determina modul în care un produs suferă modificări în timp. Se examinează modul în care ingredientele interacționează, se descompun sau se degradează, lucru care afectează calitatea și siguranța pentru sănătatea consumatorilor a produsului. Important este și ambalajul. Acesta poate influența valabilitatea produsului. Producătorii au în considerare cât de bine poate ambalajul să protejeze produsul de factori externi, cum ar fi oxigenul, umiditatea, lumina, lucruri care duc la degradare. Cunoscut pentru toată lumea, cred că nu ții uleiul de măsline în soare, la fel, niciun fel de suc nu se ține în soare, pentru că chiar dacă nu a trecut data de expirare a valabilității, produsul este expirat. Sau în cazuri și mai rele, mai toxic decât era înainte. Iar acesta este un aspect care ține cumva de cel anterior. Pe lângă direct ale soarelui, ai temperatura și umiditatea. Pentru a ajuta consumatorii și comercianții să mențină calitatea produsului cât mai mult timp, data de expirare ia în calcul faptul că factorii mai devreme menționați, lumină, umiditate și temperatură, au fost corecte. Astfel un produs poate bine mersi să fie în data de expirare, dar să fie expirat. Cum se stabilește data? Reglementările și liniile directoare privind siguranța alimentară sunt stabilite de agenții guvernamentale. Reglementările variază în funcție de țară. În general, se solicită producătorilor efectuarea de teste și furnizarea de dovezi ale siguranței și calității produselor. De exemplu, în lumea occidentală, principalele agenții responsabile de reglementare a siguranței alimentelor este US Food and Drug Administration, FDA, în America. În Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este Food Standards Agency, FSA. În Canada este Health Canada, iar în măreața noastră Uniune Europeană este Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, EFSA, împreună cu Comisia Europeană. Poate ai observat că există și mai multe tipuri de date de expirare care au nuanțe. A se consuma până la, consumați de preferință până la, dată de expirare, bam, negru pe alb, care-i treaba de preferință? Că de nu ce? În general, alimentele care au dată limitată de utilizare, înscrisă pe ambalaj, nu trebuie consumate după data specificată, indiferent de cuvintele simpatice puse înainte. Asta se aplică alimentelor care se pot deteriora din cauze fizice, cum ar fi temperatura, alterarea chimică, bacteriană sau patogenă. Laptele, de exemplu, carnea, peștele, ouăle, sunt toate supuse deteriorării. Acest gen de alimente trebuie aruncat la gunoi dacă a trecut de data limită sau dacă prezintă semne de deteriorare, cum ar fi modificarea mirosului,
a culorii. La ouă există o discuție lungă, unii spun că ouăle nu expiră niciodată și doar că nu sunt la fel de bune. La carne, de exemplu, există mai multe metode de conservare a cărnii și iarăși este o discuție lungă între cei care reușesc să conserve carnea chiar și în aer liber. Îi se schimbă și mirosul și culoarea, dar ea nu este dăunătoare. La lapte de asemenea, când ai prea mult lapte și nu mai ai spațiu unde să-l stochezi, îl transformi în brânză sau alte lactate care tehnic sunt stricate, dar în realitate nu ne fac rău. Fructele le uscăm, le fierbem. Eu sunt mor după mere uscate. Nu mai știu cum le zice, dar în ciuda faptului că îmi dau peste cap tot programul de la baie. Pe lângă fructe, legumele, pâinea și alte produse de patiserie se pot strica, însă este mai puțin probabil să devină periculoase. Trebuie urmărite instrucțiunile de păstrare, dar nu sunt la fel de periculoase ca și carnea, de exemplu. Și uneori chiar se folosește în scop recreativ alimentul stricat. Întorcându-ne la data de expirare, cele mai multe date sunt folosite ca reper bazat pe manipularea conformă și expunerea la temperatură și umiditate. Iar utilizarea după data expirării nu e neapărat nevoie să fie periculoasă, ci doar ineficientă. Potrivit Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii, conservele sunt sigure pe termen nelimitat, atât timp cât nu sunt expuse la temperaturi de îngheț sau la temperaturi de peste 32 de grade Celsius. Deci dacă vine vreodată apocalipsa și cu acest scop se și vând conservele, poți să-ți faci rezerve de conserve. Nu o să mai fie la fel de bune și de asemenea există teste, exemple pe YouTube, urmăriți-le, nu sunt la fel de gustoase sau sunt mai lipsite de gust, dar nutrienți încă se află acolo și pot să fie comestibile. Un asterisk mare, niciodată să nu ignori datele de expirare pentru praful de bebeluș. Nu făcut din bebeluș, ci praful pentru lapte, pentru bebeluș. Este o formulă importantă, respectată, acolo lucrurile sunt destul de clare. Dacă mergem mai departe și vorbim despre produsele farmaceutice, data definește ziua până când este garantată potența și siguranța deplină a unui medicament. Efectele secundare cel mai puține și efectul dorit de la medicament cel mai puternic sau puternic în concordanță cu gramajul pe care l-ai primit în rețetă. Majoritatea medicamentelor continuă să fie eficiente și sigură pentru o perioadă de timp de la expirare, iar un studiu făcut tot în America de FDA a descoperit că din 100 de medicamente pe care le poți lua cu rețetă, 90% sunt sigure și eficiente 15 ani după ce au expirat. Joel Davis, fost șef FDA, a afirmat că în afară de anumite medicamente, în special nitroglicerina, insulina și unele antibiotice lichide, majoritatea medicamentelor expirate sunt probabil eficiente, măcar un deceniu jumate după. Că vine apocalipsa de zombie, știm că hai să zicem putem întinde 20 de ani. Al doilea tip de dată de expirare, am vorbit despre el, este a se consuma de preferință înainte de. Apare pe multe alimente congelate, uscate, conservate, fiind mai mult consultativă și se referă la calitatea produsului, spre deosebire de datele limită de utilizare care pot indica faptul că produsul ar putea să nu mai fie sigur de consumat după data specificată. Aici nu mai e la fel de bun. Nu vor fi dăunătoare, dar își pierd aroma, textura, paste, orez, făină, ciocolata, biscuiți, de câte ori n-ai cumpărat ciocolată cu gust de magazin. Ouăle pot fi, cum am zis mai devreme, în caz special, și bun și rău, pot conține salmonela. Aceasta se înmulțește în timp, astfel ar trebui să le consumi înainte de data care apare pe ele. În Europa avem un timp de consum de 21 de zile de când au fost depuse, în America de Nord 45 de zile. Al treilea tip de dată de expirare este dată de deschidere, o ștampilă pe ambalajul unui produs care ajută clientul să-și dea seama câtă vreme a stat produsul pe raft, de când a fost produs. Există beneficii când vine vorba de treaba asta, pentru că da, expiră în 2022, dar când a fost făcut? În 1989 sau în 2021? Nu trebuie să înlocuiască, desigur, data de expirare. Vei găsi tipul acesta pe produsele de baie, articole de îngrijire personală și ai încă un indicator care scrie 12M, pe care unii oameni l-au confundat cu 12 luni, months, dar indică timpul în grafic în care poți să folosești produsul de la deschidere. Într-un mod similar, pe unele produse este scris mănâncă în termen de X zile de la deschidere, consumă în 48 de ore, bea sucul acesta natural în 6 ore, că dacă nu, vin musculițele. Acum producătorii își dau viața să treacă toate aceste date de expirare, recomandări și reglementări, dar până la urmă și eu am un rol, consumatorul, să mă asigur că mențin alimentele odată ce le-am cumpărat în limitele recomandate. Toată lumea ar trebui să verifice
datele de expirare ale produselor înainte de a le cumpăra, dar și să urmeze recomandările de pe ambalaj cu atenție, mai ales când vorbim de perisabile, de lapte, de carne. Există riscuri pentru sănătate atunci când ignori reglementările. Iaurtul nu mai e bun data de expirare a trecut, însă pe internet scrie că poți să mai consumi încă 10 zile după ce a trecut data de expirare. Acum eu sunt în ziua 8-a și e mucegai pe deasupra, o fi iaurt franțuzesc. Și chiar dacă nu vezi iaurtul de pe deasupra, trebuie să știi că în aceste zile de după expirare începe să se producă înăuntru, chiar dacă nu este văzut cu ochiul liber. Din acest motiv s-a și trecut data expirării acolo, pentru că în studiile din laborator s-a descoperit că mai începe să formeze mucegai, punem data aici, nu mai târziu. De asemenea, am un episod întreg despre mucegai, care treaba cu el, deci ar fi bine să nu dai la o parte doar zona cu mucegai, să mănânci restul. Când vezi pe pâinea deschisă de 3-4 zile că este mucegai pe prima felie, dar restul sunt ok, aruncă toată pâinea, din nefericire mucegai în toată pâinea și poți să te trezești cu probleme de sănătate ridicol de mari. Acum e important la polul opus să fii atent la data de expirare și din perspectiva economică sau a risipei. Se estimează că 20% din deșeurile alimentare menajere sunt atribuite alimentelor expirate. Se estimează că mai mult de o treime din aprovizionarea cu alimente este irosită. Mai mult decât suficient pentru a hrăni toți oamenii care nu-și permit să cumpere mâncare sau mor de foame în lume. Dincolo de date și de text și nu alta, poți să te bazezi pe simțuri, pe miros și gust, pentru a evalua starea unui produs, pentru a reduce deșeurile inutile. Se previi eliminarea articolelor încă bune. Am văzut destule filme și seriale sau documentare în alta în care americanii au pur și simplu o zi în care fac curățenie în frigider, aruncă tot ce e expirat, că e bun, că nu e bun sau pur și simplu înlocuiesc lucrurile că nu mai sunt proaspete. Eu sper să nu se întâmple treaba asta și la noi, să fim destul de săraci în continuare încât să nu ne permite să aruncăm mâncare bună sau măcar să ne învățăm, ok, treaba asta n-am mâncat-o și am aruncat-o, nu mai cumpăr încă o dată. Ții cont data viitoare de cât am nevoie, de cât cumpăr. Efectiv, mai ca acum 20 de ani în care era foame și se făceau petreceri mari în care era multă mâncare. Acum eu observ din ce în ce mai mult că trebuie să faci puțină mâncare atunci când inviți pe cineva la tine, că oamenii nu vor să mai mănânce. Vor să mănânce mai puțin. Ți-e rușine, dar n-are nimic, așa e peste tot, fă mai puțină mâncare, aruncă mai puțină mâncare. Dacă vezi că ai în frigider produse sau prin casă care se apropie de data de expirare, o poți dona. Te duci la organizații caritabile, reduci risipa de alimente și ajuți pe cei din jurul tău în același timp. Dacă ești în raionul cu produse care sunt pe care să expire, cumpără doar ce trebuie, nu tot ce e la reducere. Gândește-te, măi, pot eu, îmi trebuie mie, reușesc să consum toate aceste lucruri sau nu fac altceva decât să le arunc și eu mai departe. Alimentele pe care le aruncăm la gunoi, pe lângă risipă, ajung în gropile de gunoi, unde produc metan, un gaz cu efect de seră. Producția, transportul, distribuția produselor alimentare consumă iarăși resurse semnificative, apă, energie, terenuri agricole. Când alimentele sunt risipite, nu se transformă din frigider în calorii în corp, este risipă a resurselor, jenantă. Multe alimente perisabile sunt ambalate în recipiente de plastic. Am văzut mai recent, au început să ambaleze legumele. Nu știu ce am văzut, ceva ridicol, ridicol rău de tot ambalat în plastic. Pepene, dar netăiat, pepene netăiat, ambalat în plastic. Ardei individual, salată individuală. Oameni bune, mere. Chestiile astea au deja ei coajă, de-aia a făcut natura coajă. Stă mintea în loc. Baba arde și țara se piaptână. Agricultura este un factor important al pierderii biodiversității. Producția excesivă de alimente pentru a compensa risipa duce la defrișări, la distrugerea habitatului, la utilizarea excesivă a pesticidelor, a îngrășămintelor și la creșterea prețului proprietăților. Vrei să-ți cumperi o casă în 10 ani? Mult noroc că nu mai e teren. Prin reducerea risipei alimentare, acum nu cred că o să rezolvi problema cu terenul de peste 10 ani, deci acum nu și-l permite cineva, dar se pune mai puțină presiune asupra intensificării practicilor agricole care deșertifică țara. Undeva la 5 miliarde de hectare de pământ sunt folosite internațional pentru agricultură. O treime din tot ce se produce să arunci e aiurea. Mai ales că multe terenuri sunt degradate sau în stare avansată de degradare. În concluzie, datele de expirare sunt linii directoare esențiale pentru a stabili siguranța personală și calitatea alimentelor. Sunt critice în viața de zi cu zi, dar e important și să abordezi data de expirare cu cunoștințe și atenție. Dacă n-a fost ținut produsul unde trebuie, nu-l cumpăra, că este expirat oricum, și dacă îl cumperi și îl duci acasă, ține-l și tu în condițiile potrivite și consumă-l
pentru a nu face risipă sau nu-l cumpăra. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Alex Cosma. Nu uitați de și like și abonare. Spuneți în secțiunea de comentarii dacă aruncați produse cu nemiluita, dacă mâncați tot ce e prin frigider. Acumularea mea de kilograme în ultimii 2-3 ani este cel puțin în 60% proporție mitigată, împinsă din spate de dorința de a nu face risipă. E jenant să cumperi mâncare și o arunci. De ce cumperi mâncare și o arunci? E, uite că oamenii nu stau singuri în casă. Ca să decide tot ce se cumpără. Bine, vă mulțumesc. Uite, aveți grijă. Servus.